Salutator, aici Rayman și bine v-am găsit la un nou episod din Dying Light. Am văzut că s-au strâns o grămadă de vizionări și like-uri la ultimul... Bine, nu chiar o grămadă, hai să nu-i spun. S-au strâns 5 like-uri și cred că 40 de vizionări aproximativ. Și azi, haideți să mai facem încă un episod. Pentru că dacă văd că seria e apreciată și mă susțineți în continuare, o să continui și eu cu seria. Deci, puteți să spuneți în comentarii niște jocuri. Or, I don't know, dacă vreți să fac story-ul sau DLC-ul de following la ăsta, la Dying Light. Avem 2 km de mers, deci o să fie ceva foarte greu. Haideți să vedem ce quest-uri mai avem. Asta e mai aproape? 500 de metri, hai să facem pe asta. Look for the source of the strange sound. Ok. Abia am venit de la școală, e un frig afară, aoleu mamă. Voi ce mai faceți? Bine, sănătoși? Sper că da. Fuck. Ah, și dacă încă n-ați observat, suntem pe mapa de la DL Steam, dacă pot să spun așa. Adică pe Countryside. Opa. Ce vor ăștia doi? Așa. Dau track ca să-l am la quest-uri aici. Unde să mă duc? A, îl facem după. Bun, avem niște quest-uri pentru episodul ăsta, în sfârșit. Hai să vedem ce e aici. Nici undeva în apă să mergem. Și mi-e ca un frică, nu știu ce. Să-i puțin să-mi iau aer. Opa, stai, what? Să nu spui că e o peșteră? Ce? Unde era? Unde trebuia să mă duc? What the fuck? Ah. Jus aici. Hai mă, intru în apă. Deci pe undeva pe aici, sau... Ah, uite, cred că pe aici. Nu? Dar în zona asta, oricum. Sau în zona asta verde. Cred că în zona asta verde. Hai mă. Așa, bun. Haideți să vedem. Că e... Aia e... Aaa, cred că zona asta verde e de-a lungul râului, așa, nu sunt sigur încă. Dar e așa cred. Pe aici nu. Nu văd nimic care ar putea facă un sunet strange. Deci nu e pe aici. Asta e de-a lungul râului? Nu e de-a lungul râului. Revenim aici. Bun, gata. Nu știu de ce am niște friend drop pe aici prin zona asta. Fuck. Pă bune, mă! Un pum mi-a dat. Dar te-am electrocutat. Electrocutat, am zis. Te-am decapitat acum. A, știu de ce am lag în zona asta, o să vedeți imediat. Somn. O să vedeți imediat de ce am lag. Haide mă. Bă, bune mă, nu pot să intri pe un geam. Are you fucking kidding me? Pe unde aș putea să intru altundeva? Chestia asta poate să le spară? Nu.
Nu las-o să intru pe geam. Pă bune. Asta e cum... Oh my god, jocul ăsta își bate joc de mine. O să vedeți și aici, imediat, imediat fucking dead. Oh, mi-e frică. Sunt într-un hive de volatiles. Deci ar trebui să scot ăsta, că ăsta dă foarte, foarte mult de mine. 667 mai mult decât un shotgun, nu? Mai puțin, da, totuși. Oh, oh. Fucking shit, ce e aia? Hai, mai sus! Bă! Bă, vreau sus! Mi-e frică! Mi-e frică! Așa. Holy God, man. Mă! De ce strange sound aș putea să dau pe aici, a? Că și așa n-am pe un să o iau. Oaie, ce? A? Nu pe aici. Oare trebuie să cobor jos, că sus n-am cum să urc. Fucking. Sau... Come on. Aici? Ha? Nu? Dar de ce? Mam! I don't get it. Cred că... Da, cred că trebuie să mă duc jos. Dup, trebuie să mă duc jos. Fucking hell. Aoleu, mă piși pe mine. Asta e sabit. Holy fuck. Da, asta cred că e sabit. Ok, te rog. Have mercy and kill sabit. Yeah. Oh, God. No need to tell Jazeera about this. Da, pe unde e acum? Apaci. Whoo! Follow the... A, asta e un art quest. Nu, nu, nu. Eu vreau pe celălalt din... De la Tolga și cu Fatin. Să vedem ce mai vor aia. Bun, hai, ho... Leaving, leaving, leaving. I'm leaving, ok? Să nu vină iar pe mine că am cam... Belito. Dacă pot să spun asta. Bun, gata. Whoo! Am crezut că o să vină mai mult de aia. Deci, aici era Sabit. Sabit, dacă nu știți, era... Este un tip care... Un prieten de-a lui ăsta, lui... De-a lui... Tolga și... Nu, de-a lui Jasir, pardon, ce naiba spun aici. E un prieten de-a lui Jasir că am făcut toată o misiune când m-a trimis să iau nu știu ce plante de la Sabit și nu l-am mai găsit în baraca asta a lui. Și sub el era un volatile hive de-asta. Dar nu, atunci nu mi-a spus să mă duc acolo jos. Decât să iau plantele și să fug. Și chiar așa am făcut. Și acum văd că mi-a dat misiunea asta să mă duc și jos, să văd ce s-a întâmplat cu Sabit. Și da. Ăla nu e... Deci Sabit... Nu. Ăștia vor arăta ei. L-au tras pe Sabit jos în cuibul lor. Și au vrut să-l facă unul dintre ei. Și el încă putea să mai vorbească așa puțin. Dar l-am omorât eu ca să... A zis acolo, have mercy, adică să am milă de el, să nu îl pun să facă chestia asta. Holy shit! Câți virali! Too many virals! Și cred că e și unul de la mare. Ia veniți, mă, încoa. Hai, mă, vă provoc. Tu! Dead! Dead! A, na, 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 pe lângă, na, pe lângă, na, pe lângă! Fuck! Boom! Boom! Măta! Hai, mă! Hai, mai vin! Fucking hell, cât mai sunteți? Holy fucking shit! Hai, mă, care mai vreți? Want a piece of me? God. Nu, 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 nu! Bă,
Fucking hell, get the fuck away! Hell! A, nu era încărcat sau ce? Get the fuck away! Vă mă lăsați? Ce? Bun, am ajuns aici și ăștia au dat... Gata. Au dat cu vagonul lor, în care stăteau, au plecat cu el, oarecum. Au supraviețuit? Teen, Tolga! Come in, you guys okay? Hey! Jesus. Ah, rest in peace, guys. Shit, man. Am murit. Nu înțeleg de ce e băit. Ah, e un chest din ăla. Opa. Ce-i asta? Ce-i asta? Lor cum s-a auzit. Ok. Ce alte quest-uri mai avem? Reclamation, clear the area. 2 km, e prea departe, nu o să ajungem în episodul ăsta. Aici, 500 de metri, hai să vedem. Nu, cred că o să încheiem episodul aici. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, comment și share. Și noi ne vedem data viitoare. Ciao, les!